Azi învârtim, nu mixăm. Nu mixăm. Filosofie. Mi se pare o chestie foarte, foarte tare. Eu mă duc acolo și... Probabil... Trezit-o de dimineață. Hai că trebuie să evit o cacofonie aici. Ok, ok, are sens, da. Spune-mi un loc în care n-ai crezut niciodată că o să ajungi să prepari un cocktail. Ia să vedem. Da, ideea... Măi! Pe pasiune? E pe pasiune, da. La ce preț ai vinde tu un elixir al vieții veșnice? Doamne, ce întrebare! Nu zic nimic. Dar nu e o problemă dacă nu ai. Drept dovadă că nu! Există o variantă malefică acum... la tine? Acum... Rar de tot. Oho! Bună tuturor și bine ați venit la Roata Vedetelor, show-ul digital în care vedetele învârt și apoi răspund. Eu sunt Beatrice, iar invitatul meu de astăzi este Valentin Luca. Bună, bine v-am găsit! Stai că trebuie să evit o cacofonie aici, pentru că vreau să te laud și să spun cum ești tu campion și național și mondial la flair bartending. Da, era acolo un... Am scos-o okay, așa un pic ca să okay. Sune bine. Bine okay. Ai venit, Valentin. Bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că sunt la tine și abia aștept să începem să învârtim aici de la. Azi învârtim, nu mixăm. Nu mixăm. Dar e cam aceeași acțiune, da. Așa da. Un pic s-ar putea să se suprapună, dar da. Așa cum voi aveți niște reguli da. În mixing și în... mie îmi place să le zic acrobații, nu știu dacă sunt chiar acrobații, dar da, seamănă. Da, așa, da, avem și noi aici reguli la jocul nostru. Ok. 1. Nu ai voie să răspunzi la două sau mai multe întrebări din aceeași categorie. Dacă o să pici de două ori, de exemplu, pe greșeli, da. Va trebui să dai din nou de roată okay, a doua oară. Ok, are sens, da. Avem aici un wildcard, care este o întrebare mai nebună, mai sălbatică, poate o provocare. Mm-hmm, chit că pici pe ea, chit că nu pici pe ea, tot o să facem okay, wildcard-ul. Ok, bun. Așa. Și trebuie să-ți fac cunoștință cu Mini B. Este varianta mea malefică. Există o variantă malefică acum, la tine? Acum, mulți invitați au zis că întrebările sunt prea prietenoase și că poate e nevoie așa de un pic de spice. Mm. Și atunci a apărut Mini Beat. Și mai avem niște categorii fixe, dar o să-ți povestesc despre ele când picăm pe când ele, picăm ca pe să ele. Fie da, mai simplu și pregătit. Let's go! Hai să dăm de roată. Hai să dăm. Deci începem, da? Începem. Și de câte ori trebuie să acum, să dau? Sau? Când ne-om plictisi, ne-om și opri. Ok. Ia okay, să vedem. Okay. Social media. Social media. Este una dintre categoriile noastre fixe. Îi mai spun întâmplarea cu postarea. Întâmplarea și, cu postarea. Da. Și o să-ți arăt o poză pe care ai pus-o tu pe social media. Okay. Și aș vrea să-mi dai un context sau să îmi povestești mai multe despre ea. Eu vreau să te întreb doar atât. Este mai greu, mai ușor să fii într-o relație cu o persoană care este și ea persoană publică? Înțelege mai bine lumea din care vii tu? Da. A fost un la început, dar da, eu n-am avut foarte multe relații. Dar fiind cu cineva din domeniu, automat te aliniezi și pe partea asta de social media și într-adevăr înțelege mult mai bine poate importanța postărilor. Poate știi că oamenii de acasă cred că social media așa, o chestie foarte, foarte simplă. Ce au făcut oamenii ăștia? Au pus niște poze, au avut o campanie, dar în spatele campaniei și în spatele pozelor, practic, există destul de multă muncă acolo și e bine să ai pe cineva care înțelege lucrul ăsta și înțelege timingul pe care îl consumi și îl petreci, practic, cu cameramani, cu fotografi, în spatele materialelor. Mai ales că pe paginile mele de social media, toate materialele sunt filmate cu camere profi și nu prea postez cu telefon, doar rar de tot. Și cred că și la nivel de program cumva înțelege un pic mai bine că poate uneori lucrezi până mai târziu și că nu
ajungi acasă când trebuie sau mai știu eu ce, e o diferență din punctul ăsta de vedere când ești cu cineva care la fel are un program? Noi încercăm să ne aliniem programele. Roxana prezintă și merge la prezentări de modă, mă duc cu ea, încercăm să ne... A, ok, să vă aliniem, exact, da. Bun. A fost greu? Nu. Uite cum așa merge treaba aici. Noi. Deci să știi că putem să dăm din nou de roata și să vedem data viitoare. Ți-e frică de vreo categorie? Uite, ăsta cu ură, mi se pare așa, are și o culoare. Aș vrea să zic. Opa. Aș vrea doar să zic că unele categorii nu sunt neapărat ceea ce par. Da. Pentru că anumite întrebări nu se duc chiar în zona aia de așa. Da. Deci nu o să fim chiar așa de rău. Da, la Mini B. Care teoretic e întrebarea aia mai răutăcioasă, da? Ok. Așa. Ce le-ai transmite celor care trăiesc cu impresia că barmanii sau cei care lucrează cumva în domeniul ăsta sunt cam afemeiați și că le place băutura? Vrem, nu vrem, suntem o țară care consumă mult alcool. Măi, de domeniul bartendingului e unul foarte, foarte frumos. Nu știu dacă știți, noi avem și o școală de barman, pregătim barman de foarte, foarte mulți ani. Eu am participat și la România au Talent și exact după România au Talent era o grupă, erau niște băieți dintr-un oraș din Bacău și au vrut să se înscrie la cursul și exact pe premiza asta au zis că ei vor să învețe să facă bartending, să atragă mai mult, nu știu, fetele, distracția din spatele barului. Și le-am spus să... Nouă ne place și vedem lucrurile foarte, foarte serios pe direcția asta. Adică, în primul rând, cursurile noastre, noi învățăm ospitalitate, principiile ospitalității, împlinpine, zâmbește, mulțumește. Mergem foarte deep pe zona asta. Tehnici de pregătire, clasici, cocktailurile, iar partea asta de entertainment, de show și la ce vă mai gândiți voi, le-am spus că vine ca o completare și vine spre final. Adică, practic, trebuie să fie un barman complet și apoi să înveți să faci show de bar. Da. Dar, într-adevăr, imaginea bartendingului nu este una extraordinar de bună, dar pentru mine, eu în permanență am văzut domeniul ăsta pe care îl activez ca un sport de performanță și l-am încadrat acolo. Și probabil de asta am și avut atât de multe rezultate. Exact. Acum, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, m-am dus așa, cam în toate direcțiile m-am dus cu... Da, da. Adică dacă e important pentru mine, cred că e important și pentru cei din jurul tău, știi? Bun! Hai că ai tăiat de pe listă ce era mai rău teoretic. Ok. Ar fi aici așa, dar hai să vedem. Păi hai să dăm direct acolo. Ia vrei? Da, putem să alegem. Am dat mai încet. Tu poți să muți dacă vrei. Uite, putem să facem așa. Hai să mai dăm o dată, că am dat la social media. Sau mai avem la social media? Am făcut la social media, deci a fost întrebarea despre Roxana. Okay. Așa că putem, dacă vrei, și agrem împreună să ne oprim la wildcard. Putem să facem asta. Okay. Da? Cool. S-au vehiculat niște sume când a apărut în presă știrea despre participarea ta la petrecerea de nuntă sau prenuntă. Pre-wedding, ca să zic așa, da. A fiului multimiliardarului, să-mi zici dacă pronunț corect numele, da? Mukesh Ambani? Ambani, da. Ambani, așa. Da. Tu ce poți să ne spui despre onorariul care s-a practicat la un astfel de eveniment? Nu prea îmi place să vorbesc despre bani și despre sume, dar... Dar este o sumă destul de mare. Ei și-au dorit foarte mult ca eu să merg acolo. Am fost sunat over the night așa să ajung, datorită campionatelor pe care le-am câștigat. Și-au dorit să aibă așa oameni importanți, inclusiv pe partea de bartending, de cocktails. Eu am operat barurile de VIP de acolo. Și da, a fost o sumă mare. Una dintre cele mai mari sume pe care le-am luat. Bine, le-am luat pe 3 zile. Am stat 9, dar 3 practic s-a întâmplat acest pre-wedding. Și noi nu am știut niciodată la ce oră începem, cum începem, aveam fiecare șoferul nostru. A, deci a fost secret nostru. Omenimanii, da, așa un da, pic. Da, a, da, okay, da. Nici invitații nu cred că au știut unde, în ce direcție se îndreaptă. Probabil mașinile veneau după ei și îi duceau la locația respectivă. Ideea e în felul următor. Eu am câștigat campionatul mondial de 3 ori. Locul întâi la campionatul mondial este undeva la 10.000 de lire. Pot spune așa. Că la acest eveniment am luat mai mult decât am luat la aceste 3 campionate mondiale de flair bartending. Rămâne să nouă să ne facem calculele și să ne imaginăm așa un pic cam pe unde s-a
da, încadrat. Da, da, dar un eveniment extrem de frumos și inedit. Eu n-am mai fost niciodată în India, am călătorit foarte mult cu zona asta de bartending, cu competițiile, participând, acum jurizez, dar India nu este foarte dezvoltată și n-am avut oportunitatea să ajung acolo pentru că nu s-au organizat competiții și a fost... A fost o experiență foarte, foarte frumoasă, mai ales că am fost și la acest pre-wedding, unde totul era shiny, cu bling-bling și mi-a plăcut, sincer, pentru că au fost discuțiile, au fost ce am văzut și în presă și lumea a zis că a fost prea chicios, că a fost, dar pentru India nu e nimic chicios. Oho, și la nivelul la care s-au întâmplat lucrurile, da, nu există limită. Exact, trebuia să merg și la wedding. Da. Dar am avut o campanie cu un festival și n-am putut să ajung. Și singurul meu regret este că nu l-am văzut pe Justin Bieber, pentru că la wedding a fost Justin Bieber, a cântat acolo și era frumos dacă îl vedeam. Dar am văzut-o pe Rihanna, pe Mark Zuckerberg, a mai fost Bill Gates, Ivanka Trump, David Blaine au fost la pre-wedding. Și din când am înțeles, pre-wedding a fost mai mișto. Am avut prieteni care s-au dus acolo, pentru că eu colaborez cu o agenție din Los Angeles și practic cu ei ne-am dus spre India. Bun, vezi, au trecut practic gata de cele mai grele, acum putem să ne jucăm și o fericită, să ne relaxăm, okay, să dăm orice îți dorești sau putem să lăsăm roata să-și facă de cap și să vedem pur și simplu pe ce se oprește. Ia să vedem. Scuze, Vezi, deci moarte? Nu cred că scade așa. Am crezut că se duce un pic mai mult. Nu, stai liniștit. Ok. La ce preț ai vinde tu un elixir al vieții veșnice și ce ingrediente ai pune în el, dacă tot? Doamne, ce întrebare! La ce preț aș vinde? Păi nu l-aș vinde, l-aș ține pentru mine în primul rând. L-aș ține pentru mine, dar și viața veșnică, nu știu dacă e ce ne dorim, nu? Mă gândesc la un mix așa, cum ar fi acolo în studio la mine, să fac acest mix cumva, să pot să... Nu știu dacă am un răspuns aici. Cred că l-aș da, nu l-aș vinde, l-aș da celor dragi cumva, l-aș păstra așa între noi, știi? Probabil, da, familiei și... dar nu l-aș vinde, mi se pare așa... Ar fi gustos? Adică ai pune niște ingrediente, presupun, care, na, să fie și plăcute la momentul administrării. Da, 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 cred că nici nu mai contează ce ingrediente sunt înăuntru. Dar da, nu știu, e o întrebare. Uite, la care punem pe listă și poate o să inventezi o rețetă sau ceva de genul ăsta inspirată de asta, un elixir al vieții veșnice. Exact. Ți-a plăcut aici la Mister? Ai vrut să... Sună bine Mister, da, sună bine. Și nu, chiar mă uitam așa, nu mi-era frică de nimic, doar că suna, uite asta cu ura, aș vrea să mă duc la ura. Hai să mergem la ura atunci. Hai să vedem. Aici să știi că nu e chiar atât de rău. Nu este? Spune-mi un lucru pe care trebuie să-l faci des, deși-l urăști. Des, deși-l urăști, probabil... Trezitul de dimineață. A mai spus cineva asta, probabil. Nu, dar cred că toți trecem prin această suferință. Trezitul de dimineață. Îmi place să mă odihnesc și cumva în programul... Îmi organizez foarte bine programul și fac cele mai importante lucruri dimineața. Adică așa e segmentat programul meu cumva. Eat the frog first, nu? Că așa zicea, nu mai știu cine, Warren Buffett cred că spunea lucrul ăsta. Să încep cu task-urile cele mai grele. Și cred că trezitul de dimineață, da, până... Deși de câțiva nu mai mănânc carne și diminețile sunt mai plăcute decât erau înainte, pentru că digestia ți-a foarte multă energie, din câte am înțeles, și fiind mai light așa, te trezești mai bine, un pic mai bine. Nu zic nimic, te las pe tine. Da, ok. Ia să vedem, scuze... Tot la ură, come on. Wildcard. Am trecut prin wildcard. Am trecut? Da, să-l luăm? Uite, hai să luăm greșel, că dacă ură am fost pe el, atunci luăm partea. Hai, ne oprim pe greșel atunci. Hai.
Care este cea mai mare greșeală pe care o poți face după ce câștigi primul campionat de flair bartending? Adică de ce te-ai ferit tu după prima performanță de genul ăsta? Să rămâi acolo cu mintea, să crezi că ești cel mai bun, dar de fapt ai avut o seară bună în care ai câștigat, ai fost mai bun decât ceilalți, pentru că se întâmplă ca în următoarea săptămână să ai un alt concurs și poate să nu-l câștigi. Deci asta e cumva, poate să nu te lași copleșit de ce se întâmplă, nu? Și să încerci să rămâi cu picioarele pe pământ. Se numește sindromul obiectelor strălucitoare. Atunci când îți dorești ceva foarte mult și muncești foarte mult într-o direcție, oricum, atunci când muncim mult, atragem foarte mult atenția oamenilor din jur și oamenii vor să lucreze cu tine. Da. Diferite proiecte, diferite... Și dacă nu știi ce îți dorești cel mai mult de la viață și nu ai un target foarte bine și nu te lași distras de aceste lucruri strălucitoare, este ușor să sari pe prima oportunitate și să-ți blochezi practic tot parcursul tău pe care ai visat la el. Și, da, și îndemn oamenii să se gândească în direcția asta dacă își doresc foarte mult ceva. Bun, deci uite pe aici practic am bifat destul de multe așa de pe latura asta roșie. Ok. Ia stai să, că tu te-ai oprit, ți-ai ales. Și mi-ai ales și tu, adică mi-ai ales și tu. Am ales așa un pic, dar vrei să trecem pe pasiune, de exemplu? Pe pasiune? E pe pasiune, da. Ia să vedem. Pentru dar eu am dexteritate, crede-mă, eu pot să dau unde... Ia să vedem. Deci eu pot să dau pe pasiune acum, vrei să vezi? Da, vreau să văd. Mai ales că roata noastră e un pic avariată. Când îți spun că eu pot să fac lucrul ăsta. Măi! Deci pe mine, dacă mă duci la un par de distracții, să arunc, știi că sunt de primești fel și fel de gift-uri acolo, o să trebuiască să ne oprim la un moment dat, pentru că... Că ce, tu iei tot? Da. Deci eu de multe ori am fost acuzată că măsluiesc roata și că pic așa, dar nu, uite, drept dovadă că nu. Așa. Cum ai descrie tu jobul ăsta care te pasionează atât de tare, într-o singură propoziție, unor bunici de la țară, care nu știu cu ce se mănâncă flair bartending? Este bartendingul modern. Sau, uite că și bartending vine din engleză, parcă nu poți să-l folosești. Nu, mamaie, eu mă duc acolo și... Și pregătesc cocktailuri într-un mod extraordinar. Ce e mai că cocktailurile astea? Băuturi. Râd pentru că mama n-a știut ce fac până când m-a văzut la televizor și atunci mi-a spus: a, deci tu asta făceai când mergeai în parc și aruncai cu sticlele și făceai jumbuș lucruri. Da. Dar mi se pare că se aduce totul la o scară foarte mică atunci când spui... este asociat cu circul, cumva, și noi nu vrem niciodată să mergem în direcția respectivă, pentru că, în primul rând, sunt tehnici total opuse circului și, la final, faci un cocktail, adică, come on, mi se pare o chestie foarte, foarte tare. A oferit un show senzațional. Ce vrei să mă întrebi? Uite, suntem aproape aici. La niciodată. De niciodată. Ok. Spune-mi un loc în care n-ai crezut niciodată că o să ajungi să prepari un cocktail, dar cu toate astea ai făcut-o. Un loc? Da. Sau un context. De exemplu, ai făcut la un moment dat, dacă nu greșesc, era o mașină în mers, în mișcare și tu ai mixat un cocktail. Nu, dar urmează să fac lucrul ăsta. Ok. Urmează să fac lucrul ăsta, să fac un cocktail, dar pe mine bartending-ul m-a dus în toată lumea și am călătorit în foarte multe țări, în foarte multe orașe și unul dintre locurile care mie mi-au rămas în suflet e undeva în
Finlanda, pe o insulă din asta, foarte, foarte drăguță, okay, se numește Kalaoki, da. Makala se numește, zona este Kalaoki și chiar în cartea pe care o scriu, pentru că o să lansez o carte de cocktails, una dintre băuturile, exact așa o să numească Makala, dar nu am așa, am mixat băuturi într-un balon care a fost ridicat la 2000 de metri, dacă țin bine minte. Uite! Și am făcut flair bartending, da, acolo, asta acum 2 ani de zile, legat în așa fel încât să nu se întâmple nimic, am fost ridicat cu acest balon și a fost un bar pus pe o platformă și am înțeles că a intrat în cartea recordurilor acest 1800 sau 2000 de metri, oricum foarte, foarte sus, aerul era foarte tare. Bun, deci vezi, da. Mai nu chiar mai tare decât asta cu mașina, dar e acolo sus de tot. Este, din da. Din toate punctele de vedere. Și clipul este pe YouTube la mine, pe canal. Deci dacă... Iată. Ia, că o să intru acum așa, după să mă uit. Așa, ca să-ți amintești așa un pic. Exact. Da. Băi, ți-au sărit? Nu rămâne decât să mă apuc eu de băutura asta. Mamă. Senzații, come on, hai la vrei? Senzații, da. Ok, da. ok. Ne întoarcem la un subiect despre care am discutat, dar sunt curioasă. Tu ce senzații te-au încercat în momentul în care ai aflat că o să participi la acest eveniment de bogați, ca să zicem așa, în care sunt multimiliardari, e un lux extraordinar și primești un telefon și ți se spune: bună, Valentin, vrem să particip la chestia asta. Eu n-am știut exact ce fel de eveniment este. Spuneam că noi avem o școală de barman și eram chiar într-un winter flare camp cu barmanii noștri și m-au sunat joi ca sâmbătă să fiu acolo și am aflat practic, cred că vineri seara de fapt, pentru că se vorbea foarte mult de toate vedetele care mergeau acolo. Cămă, că dacă spune cineva de Ambani, zici ok, cine e? La mine e foarte cunoscut. Știu numele, adică ai zis. Am căutat, da. Am căutat. Și da. Apoi am aflat că Rihanna o să fie acolo, da. Că Mark Zuckerberg și toți acești oameni vor merge acolo. Și eu sunt foarte flexibil și îmi dau seama că în ziua de azi trebuie să fii flexibil, să te adaptezi foarte repede. Da, adică dacă trebuie să ajungi undeva, trebuie să te miști repede. Și ce te-a atras, neștiind și neavând the whole picture? Eu merg la multe evenimente, adică eu merg și în Monaco, am fost la festivalul de film cu câteva agenții din Franța, adică lucrăm pe proiecte mari cumva și mă bucur că, îți dai seama, este un excitement pe care îl ai atunci când știi că participi la evenimentele. La evenimentele. Și a părut intrigant, practic. Da, a fost... abia așteptam să ajung acolo, descopeream practic și India, pentru că n-am fost niciodată. Și este un feeling din ăsta așa de entuziasm cu faptul că, nu știu, mi se pare că sunt atât de norocos că fac ceea ce îmi place și că pot să ajung în aceste colțuri ale lumii cu ce-ți place. Și îndemn pe cei care se uită la noi să-și găsească repede, dacă nu-ți place un lucru, să-ți găsești vocația, pentru că timpul trece mai repede. Nu te mai gândești atât de mult la partea financiară, știi că noi am fost crescuți cu meseria brățară de aur, tata a avut un singur job toată viața, nu cred că a fost foarte fericit și acum cred că trebuie să îndemnăm pe oameni să vă dați demisia și să vă căutați jobul care... Vă place cel mai mult. Noi, cum avem și școală de barman, exact primele lucruri pe care le spunem barmanii când se înscriu, le zicem: băi, dacă nu vă place lucrul ăsta, cu cât descoperi mai repede, cu atât e mai bine pentru voi. Și se uită: păi cum, am venit aici plătind cursul și voi ne spuneți să facem altceva? Da, dacă nu te reprezintă și dacă simți că nu e pentru tine, pentru că trebuie să ai și ospitalitate, trebuie să-ți placă să cunoști oameni, să vorbești cu oameni. Și anumite persoane au lucrul ăsta, anumite persoane nu puțin, au. Da. Dar nu e o problemă dacă nu ai. Că am prieteni care ne spun: Valentin, ți-ți place să vorbești cu toată lumea? Ce vorbești atâta? Nu te plictisești, nu te... Nu, îmi place să vorbesc cu oameni. Da.
am vorbit și la Roata Vedetelor. Da. Am trecut, cred că, prin toate categoriile. Mai puțin prin una, nu? Sau? Avem una? Nu, eu te întreb pe tine, că eu așa, nu știu, tu ești... Așa, nu mai știu, nu. Ok. Și vreau să zic doar atât. Da. A fost ca un mix interesant din punctul meu de vedere, da, interviul. Sper că ți-a plăcut. Foarte mult. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu mare drag. Cu și mare drag. Tu i-ai invitat pe cei care ne urmăresc să-și urmeze pasiunea. Eu intru aici, așa bag un pic bățul prin gaș și zic, sper că vă pasionează și Roata Vedetelor, ca să ne urmăriți în continuare. Și săptămâna următoare în Antena 3. Pa, pa! Pa, pa!